ACSVL Municipal Zalău a câștigat luni seara cu 3-1 derbiul etapei a 18-a din cadrul diviziei A1 la volei masculin și a administrat prima înfrângere din acest sezon în campionatul liderei SCMU Craiova. ACS Volei Municipal Zalău a readus lidera campionatului echipa SCMU Craiova cu picioarele pe pământ după ce a învins-o luni seara în sala sporturilor din Zalău cu scorul de 3-1, după ce echipa vizitatoare a câștigat setul inaugural cu scorul de 25-21. Duelul se anunța a fi unul echilibrat și chiar a fost în prima parte a întâlnirii. Zălăuanii au început bine partida și au intrat în avantaj de 2, respectiv 3 lungimi la cele 2 time-out-uri tehnice ale setului inaugural, dar pe final de set s-au stins, iar oltenii au profitat și au câștigat setul cu 25-21. Echilibrul s-a menținut și în cel de-al doilea parțial. Elevii lui Stoian Stoiev s-au aflat la conducere de un punct la primul timeout tehnic al setului 8-7, respectiv 2 puncte la cel de-al doilea, 16-14, iar la finalul setului tot ei s-au aflat în avantaj, scor 25-23 și soarta partidei era relansată. Lucrurile au luat o întorsătură neașteptată în cel de-al treilea parțial. Ciprian Matei a ieșit la rampă și a servit excelent, presărând panică în rândul echipei adverse. Serviciul în forță a jucătorului echipei vicecampioane a creat mari probleme oltenilor, iar ACS Volei Municipal Zalău s-a desprins pe serviciul lui Ciprian la 10 lungimi, scor 12-2, iar mai apoi scorul a devenit 15-3, pentru ca în final zălăuanii să câștige setul cu 25-17. Un singur jucător a făcut diferența. Matei a jucat singur contra echipei din Craiova și se pare că i-a dovedit. În setul 3, nu în setul 2, în setul 3, se pare că i-a dovedit. Ne bucurăm că nu ne-am răcit și nu ne-am ieșit din formă, pentru că este greu să rămâi concentrat la o diferență așa mare de puncte, dar pe care sperăm să o avem cât mai des, deși este foarte greu să ne imaginăm că mai putem conduce Craiova cu 10-3, 16-6. Dacă vom avea ocazia, sigur o vom conduce, dar cred că sunt o echipă extrem de bine organizată și vreau să-i felicit pentru jocul prestat. După un set 3 în care au zburdat pe teren, în actul 4, zălăuanii au mai obosit, dar chiar și în aceste condiții, oaspeții s-au aflat în puține momente la conducere în debutul setului, când au condus cu maxim un punct. După primul timeout tehnic al parțialului, zălăuanii s-au aflat în avantaj sau la egalitate cu lidera campionatului, până la borna punctului cu numărul 11. După 11-11, Ciprian Matei și coechipierii săi s-au desprins la 14-11, iar la finalul setului diferența a fost de 4 puncte și ACS Volei Municipal Zalău a încheiat partida victorioasă cu scorul de 3-1 și a oprit toate cele 3 puncte la Zalău. Am jucat cu lidera campionatului, Craiova a dovedit că este o echipă extrem de bună, ne-au pus serioase probleme, dar ne bucurăm că n-am acuzat pierderea primului set. Nu cred că ne vom da la o parte nici în meciul de la Baia Mare, care este la fel o echipă cu 2 antrenori foarte buni, cu jucători extrem de valoroși și vom pleca acolo extrem de concentrați să obținem victoria. În celelalte partide ale etapei a 18-a s-au înregistrat următoarele rezultate. AS Volei Club Caransebeș, LMV Tricolorul Ploiești 3-0, CS Unirea Dej, CS Știința Explorări Baia Mare 0-3, CSU Cluj, CSM București 3-0, CS Arcada Galați, VCM LPS Piatra Neamț 3-0, CVM Tomis Constanța, CS Dinamo București 3-0. Echipa din Constanța pierde toate partidele din retur cu scorul de 3-0 după ce s-a retras din toate competițiile interne și internaționale. Zalău a jucat mult mai bine față de ce a arătat în tur, contra noastră în primul rând. Într-adevăr că meciul la noi a fost la 12 și un sfert, o oră ciudată, având în vedere că de obicei jucăm seara. Da, Zalău a meritat victoria într-un fel, cu ajutorul arbitrilor. Vedem un play-off, acolo e cel mai important. Oricum e relansat, având în vedere că am și pierdut cu Galați, toată lumea spunea înainte că am câștigat 17 meciuri, dar se vede că putem să și pierdem.
Cu 4 etape înainte de finalul sezonului regulat, lupta pentru prima poziție și avantajul mai multor partide disputate pe teren propriu în play-off a fost relansată. După 18 etape, lideră continuă să fie echipa SCMU Craiova cu 46 de puncte, urmată de ACS Volei Municipal Zalău cu 44 de puncte și Știința Explorări Baia Mare cu 42 de puncte. Am făcut un meci consistent, publicul a ajutat foarte mult, noi am avut momente când ne-am pierdut un pic și, per total, trebuie să ne mulțumim doar că cred eu că am jucat un pic mai bine față de meciurile trecute. Mă refer la cele două meciuri din Cupa României, chiar și împotriva dejului campion. Nu ne-ai jucat. Noi știam foarte bine că returul va fi mult mai dificil pentru noi. Am avut un meci la Galați, unde am reușit să câștigăm, într-adevăr, cu un scor la care mulți nu se așteptau. Dar urmează și Baia Mare, avem meci și la Caransebeș. Deci noi, dacă reușeam astăzi să luăm un punct, cred că era o victorie meritată pentru Zalău, dar chiar și așa, repet, e fericit pentru că au jucat foarte bine. Sunt 4 echipe din punctul meu de vedere de valoare apropiată. Sunt convins că va fi un spectacol pe măsură. Așteptăm play-off-ul, trebuie să ne revenim un pic mental. Poate că am gândit la un moment dat că suntem invincibili și nimeni ne poate bate, dar după evoluția de astăzi urmează să ne punem la punct și sperăm să fie mai bine de viitor.